Bun, frățiorii mei, am revenit după o pauză puțin mai lungă, deoarece a fost frig afară și mi-era frig la cornise, dar mă bucur că m-ați așteptat în număr așa de mare, sper. Ce vom face astăzi, tipic, frățiorii mei, punem cornițele în cap și mergem să băgăm în bală lumea. Bă, dacă sunteți noi pe canal, dați subscribe la puternicul de tot acum, pentru că fiind vară, urmează multe alte nebunii și credeți-mă, nu vreți să le ratați. Știu de la ultimul prank că v-a plăcut mult make-up-ul ăla de demon, așa că de data asta facem din nou make-up-ul ăla de demon și vedem ce iese, da? Bun, nu vă mai rețin, hai cu machiajul la forță. Haules, sunt gata să intru peste ei. Bă, în seara asta presim că o să fie belea, e foarte cald la Cluj, majoritatea a ieșit afară, am primit multe poze din parcuri, chestii. Deci presim că oamenii asta vor să facă, să stea frumos relaxați pe bancă. Dar ghișe, eu n-am chef să stea relaxați, mai bine cu un pic de emoții, cu un pic de cardio pentru inimioară ca să fie treaba, da? Hai peste ei, ce să fac? Bă, nici eu nu mă recunosc, sincer, deci dacă mă uită și la mine... Deci nu știu, bă, iar de tot timpul mă gândesc când văd prank-ul ăsta, cum pula mea să nu te sperii? Adică și dacă știi că vine, și dacă ai ști, bă, vezi că Dorian filmează în parcul mare sau pula mea, indiferent, eu mă vezi că vin și vine așa că zice... Tine, vezi, sare inima, deci să mor eu dacă... Bun, acum mergem cu prin mașină, deja e întuneric afară, deci știți ce înseamnă asta? E timpul să le dăm omul. Oamenii pe care o să-i întâlnesc astăzi, o să li se taie cu plimbările. O să zic că, lasă, cum mai bine stăm acasă, ne uităm la un film, ce să mă toprim, că nu-ți tragi pe afară. Și am mai primit la comentarii, bă, Dorian, tu-ți faci singur make-up. Da, eu singur mi-l fac. Eu singur m-am învățat, știu să-l fac. Dacă vreți cumva un tutorial cum să faceți make-up-uri de genul ăsta, scrieți acolo la comentarii și o să vă ajut. Bun, acum ușor, ușor ajungem la locație. Aici, da, îi prinde oameni, deci exact cum speram, o să fie lume, o să fie show exact cum doresc eu. Bă, cât vezi pe strada asta, numai studenți, numai oameni care așteaptă să fie primiți. Unde? William. Evident. Scuze, e un prank pentru YouTube. Scuze. Îmi cer mile scuze, fac un prank pentru YouTube. E cum ar veni diavolul în mănăștur. Diavolul în Cluj, bă. Ce scuze. V-am văzut, erați acolo atenți, acolo butonați spălă. A zis, băi, n-am cum să vă las să scăpați, că na. Eu de obicei pe aici, pe un pădure îmi fac viacu. Dar, bă, voi v-am văzut primii, a zis, bă, uite, niște oameni atenți. Oase mei! Ce la intre? Ce e la aia? Asta? Ce-o portofel cu mapei. Hai, cum ești în orice mai înalt, m-ați speriat. E pentru YouTube. Vă scuzați, mă bucur că nu m-ați lovit totuși. Am văzut că domnișoara era deja cu vâzla. O luat vâzla să-mi dea una. M-am panicat un pic, am văzut că dai, mă gândeam cine știe ce are în ghiozdanul ăla. Ce-i, mă? Ce faci? Ce faci? Mi-e pentru YouTube. Pentru YouTube. E pentru YouTube. E un prank pe YouTube. Diavolul a venit în Cluj. A venit în vacanță. Nu a mers în Los Angeles, de data asta a vrut să vină în Cluj, că au zis că-s parte o șmecher. Am crezut că dai un picior, sincer, te-am văzut că erai acolo. În gardă puternică, rău de tot. Mă scuzați, am zis că vă prinde bine, știi, pentru curason. Deci foarte bună asta pentru cardio și asta, știi? Îți pompează sânge în corp, ăsta, acum ai energie, vitalitate. Ioi, să bă! Te-am văzut când ai trecut în pula mea, pe lângă mine. Deci ai bucat să mă vezi. Pula mea ești, ce e pentru YouTube. Pentru tot feng shui-ul, pentru pula mea asta. Scuze. Nu știu, diavolul.
Adică hai, chiar dracu. Pii, satan. Respecte scuze de deranj. E pe YouTube. Arăt ți-a făcut ție să taci. Eu nu, iar m-am văzut. Tu chiar m-ai văzut. Chiar te-ai speriat și după. Deci ea m-a văzut, ea a făcut așa că vin. Meanwhile. Na, ok, și crezi că o să stau? Hai cu mine, hai cu mine, hai încolo, hai că facem împreună. Hai că filmăm împreună, dacă vrei. Și tu. Na, uite, cheamă poliția, unde-s? Zi, să-mi zici numai pe unde să stau. Ok, ia uite-mă. Chem poliția tu, uite. Na, cheamă, unde o chemi? Dar zi numai să știu, pe unde să mă retrag. Bă, nu mai fi, bă, scoate OB-ul și fi bărbat. Bine, ideea e că v-am văzut pe voi, îmi faceți jogging-ul, așa am zis, bă, nici nu știu dacă să sar, să nu sar. Uite ce te par, salut! Respecte! Ești pentru YouTube. Bă, știți postul acolo care a fost cu poliția, că cheamă poliția? Ideea învălătorul. Chiar au chemat poliția, au venit domnii polițai, nu știu, nici niște băieți de nota 1000, au venit, m-au legitimat, o zi, bă, din punctul nostru de vedere, nu faci nimic ilegal, numai cât care ți-a naiba și să ai grijă să nu cumva să facă cineva infart. Am zis, bă, domnul polițist, pe asta mă bazez și eu, nu-mi place nici mie la pușcărie, n-aș vrea să ajung acolo. Și o să mă duc la oamenii tineri, ceea ce oricum fac, adică niciodată nu m-am dus la un om în vârstă să-l sperie sau așa mai departe. Ceea ce n-am, mi se pare relativ ok. Poți să nu știu un pic. Era mai bun mai de mult să mor eu, dacă nu chiar jucam basket, eram hao. Încă una? E greu, am lentinele și de-aia. Bun, oricum o să pun numai când dau coș, numai ca idee, să știți. Îmi scuze, e speriatură. Oare mă prind și mai rapid? Ui, 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 ui. Hai de pula mea. Hei, diavolul, diavolul, diavolul din mănăstur. Unde n-ai? Ai văzut bărbat. O venit tare pe cărere, bravo, felicitări. E pentru tău, e un prank. Bravo lui, a fost în gardă. Doamne, așa felicitări. Hai de ciula mea! Îi prec pentru YouTube. Mersi pe dragul. Când am la mea. Cum? Dorian Popovici. Dorian Popovici. Dorian Popovici. Am simțit miros de fum și te-am văzut acolo și am zis ce creepy tipul ăla. Nu mai veni. Nu mai veni. Nu mai veni. Dar nu-i masă, că e lipită. Nu cred. Ba, ba, e lipită. Și dracii beau alcool. Ce? Dracii beau alcool? Nu mă, o secundă. Cu ce ocazie? Am și aici celularul. Alo, domnul Ceaușescu? Pentru vlog, ești proastă? Uite-te încolo. A, nu, o spric din sit, am zis că trebuie să vin un pic în centru. Ceva vlogger de asta te găsim pe YouTube? Da, da, păi scrie acolo, Dorian Popovici pe YouTube. De cât timp faci chestia asta, gen pe seara asta? Uite, mare și... Hai, am prins vreo 7 oameni. Și nu ți-ai luat-o? Păi am zis că am celularul. Dar pe bune. La altă dată, altă dată, da. Dar m-am luat poliția, în schimb. Chiar? Bă, da, bine, că eu erau de treabă polițiștii. Cu fața asta se vrea foc, adică serios. Aula. Dar să știți, să știi că sunt foarte de binte fără asta. Da. Deci fără echipament arăt decent, sunt ok. Vă pup, fetele, o seară faină. Uitați-vă acolo, la diavolul pe mănăștur, ăla e. Așa e pe. Vai, băga mea. Diavolul de pe YouTube, știi? Fac un prank pe YouTube, diavolul din centru. Hai să dau și aule, vezi că te-ai făcut Cruj. Vă pup, seara faină și mă bucur că nu v-a supărat. Dorian Popovici.
Doamne, YouTube. Poate mă pui pe YouTube. A, nu vrei să-i pun, nu vrei să pare. Bine, te ții 5 dolari. Scuze. Da, gata, nu m-am te spăra, că e glumă. Ia viața mai în glumă, mai asta nu fie așa serioasă, că e urât. Da, păi chiar dracu e. Ăsta un drac, da? În alte situații. Eu mă fără mișto dacă mai faci una de asta. Ce? Mi să nu ajungi altfel, știi ce zic? Păi cum să ajungi? Cum o să ajungi? Respectul mai frumos ca zic. Au, nu știu ce să zic, bă, că poate încerci, poate nu. Nu știu, cum crezi tu? Dacă vrei să te fac frumos, îți zic așa numai. Nu fie așa violent. Nu fie așa violent, că nu-i cazul. Da, nici tu. Băi, eu nu, eu nu te-am amințat pe tine. Eu nu te-am amințat pe tine. Respect. Ce? Ce? Ce frate, ce faci? Păi ce faci? Vrei să dai? Filmez, fac o caterincă. Hai, hai să ne luăm dacă ești bun. Stai mă pulă, stai cu minte. Vrei să te iau? Stai mă cu minte. Ce te agresezi așa? E o glumă. Man, sunteți normal. Da. Tu nu ești normal, până sar ca ăsta, ca titirezul. Tu nu ești normal, frate. Bă, nu te mai bagi tea pe psică să moară mama, dacă nu-ți dau una, te las aici. Ești bun. Ce-ți bun? Păi, dar nu te mai e agresat tu așa. Oi, de pula ta. And his name is John C. Bă, tăți titirezii să moară mama. Bă, deci astăzi, nu știu. Să mă apoi, toată lumea e pe ăsta, să mor eu, smar 2. Vai de capul meu ce nervos am fost că trebuie să fac outro după prank. Deci a terminat prank-ul și da, fie vorba, ați văzut ce s-a întâmplat? Bă, mulți oameni posași, sincer. Bă, și am un sfat pentru voi. Numai pentru că e pelerina aia mare și nu se vede nimic, nu înseamnă că sub e pielea pulii, știi ce zic? Poate te alegi cu o bucată de asta și pam, din spate, direct în mufă și după aia zici că e rău om. Înțeleg, te sperii. Dacă dai pe moment, nu zici nimeni nimica, știi? Bă, dai pe moment, a fost reacție. Bă, frățiorul meu, după ce îți spun că e o glumă, nu mai sări la bătaie și de astea, că mă forțez să fac ceea ce nu vreau să fac. Înțelegeți? Frumos, nu ți-o plăcut gluma sau așa mai departe. Mergi mai departe sau zici, bă, pune o cenzură, pune ceva, nu vreau să mă văd, nu vreau să apar. Înțeleg, e perfect normal. Dar nu te smartui. Nu-i pentru toată lumea smartuială asta, știți voi? Bun, gata cu poveștile astea violente. Dacă v-a plăcut prank, apăsați puternic pe butonașul ăla de like. Dacă sunteți noi pe canal, ați văzut, îți nebuni. Trebuie să dați obligatoriu subscribe. Că dacă nu, vezi. Bă, până una alta, asta am fost eu. Vă pup, vă iubesc și ne vedem cu următorul. Haules!